transformați în sclavi. Într-un sat din județul Argeș, vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Iată, acestea sunt imaginile. Vă spuneam că au fost percheziți în această dimineață în Argeș. Vizată a fost o rețea de trafic de persoane. Dragoș Sasu urmărește subiectul și vine acum cu detalii. Dragoș, te ascultăm. Bună dimineața! Bun găsit! Sunt imagini care au fost, care au apărut în urmă cu foarte puțin timp din ferma în care erau ținuți acești copii minori. Anchetatorii i-au găsit în această dimineață legați cu lanțuri, după cum puteți vedea și în aceste imagini. Erau ținuți într-o magazie a acestei ferme și obligați să muncească în fiecare zi, uneori fără să primească mâncare, spun anchetatorii. Detaliile acestui caz sunt de dreptul șocante. Anchetatorii au găsit mai multe grupări care acționau încă din anul 2008. În unele situații, copiii minori erau răpiți de pe stradă, în alte situații erau luați de la familii sărace cu promisiunea că vor primi bani în schimbul unor munci în această fermă, dar în realitate lucrurile erau cu totul altfel. Copiii erau ținuți în lanțuri, așa după cum puteți vedea în aceste imagini, erau udați cu apă rece și de asemenea erau bătuți cu biciul în situația în care nu se supuneau ordinelor liderilor acestei grupări. În această dimineață s-au făcut 40 de percheziții, în total vor fi duse la audieri peste 90 de persoane. Este un caz care a fost documentat mai multă vreme, pentru că de-a lungul timpului membrii grupărilor s-au schimbat, de altfel și victimele care au fost implicate în această operațiune de exploatare, am putea să-i spunem. În acest caz, anchetatorii au mai multe acuzații, printre care și cea de viol, pentru că au descoperit că o parte din victime au fost violate. Nu în ultimul rând, a fost descoperit faptul că tinerii care au ajuns și care au fost luați de pe stradă, răpiți, erau obligați să cerșească în mai multe localități din țară și să meargă la tăiat ilegal de lemne. Primeau animale, cai, pentru a căra acele lemne din păduri și pentru a le transporta către mai multe mașini cu destinația Giurgiu, Telorman, Olt și Dorj, unde lemnul era comercializat la negru. Acestea sunt, am putea spune, primele date ale acestui caz care, iată, șochează inclusiv prin faptul că anchetatorii au găsit în această dimineață acești copii în lanțuri. Da, mulțumesc.